Negocierile pentru desemnarea noului operator pentru distribuția agentului termic sunt la nivelul unor discuții constructive, a anunțat viceprimarul Ovidiu Doroftei. El a subliniat că grăbirea procesului de negociere nu ajută părțile implicate în această activitate. Viceprimarul Doroftei a explicat că, în situația altor municipii, astfel de negocieri au durat și câteva luni de zile, iar precipitarea finalului nu ar aduce rezultate constructive. În opinia lui, important este ca, în final, să existe un angajament ferm în interesul sucevenilor. Trebuie să înțelegem cu toții că, indiferent cât de mare este presiunea și cât de imediat ar fi necesitatea de a rezolva în alte municipii, reședințe și în alte orașe importante, această negociere a durat chiar și luni de zile. Important este însă nu cât de repede se finalizează, important este să avem un angajament ferm, clar și în interesul sucevenilor pentru următorii 20 de ani, așa cum este prevăzută perioada contractuală, motiv pentru care lucrăm în fiecare zi în comisie de negociere și analizăm toate opțiunile și oportunitățile, în așa fel încât sistemul acesta de furnizare a agentului termic centralizat să rămână în continuare o soluție viabilă și cea mai atractivă soluție pentru toți consumatorii interesați. Noul operator de termoficare al Sucevei va presta această activitate pentru următorii 20 de ani, cu posibilitate de prelungire pe încă 10 ani. Cei trei ofertanți sunt Termonet, Transagent și Veolia Energie. Contractul cu societatea în faliment termică va expira pe 28 septembrie, motiv pentru care Consiliul Local va trebui să-i prelungească mandatul până la finalizarea negocierii. Totodată, termica este pregătită să presteze în continuare serviciul de transport, distribuire și furnizare a energiei termice, așa cum a anunțat directorul general al societății, Ovidiu Dumitrescu.